seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Interviurile Timișoarei, realizate de aici, din studiourile Sud-Vest TV. O emisiune interactivă, prima din Timișoara, pe care o puteți urmări și pe internet, pe pagina de Facebook Orașul Timișoara, pe pagina de Facebook Opinia Timișoarei și pe opiniatimișoarei.ro. Eu sunt Daniel Bulteanu și în această seară, împreună, în minutele care urmează, vom vorbi despre sport, vom vorbi despre două echipe care în trecut ne-au adus performanțe și sperăm și în acest sezon și în cele care urmează să aducă noi trofee în orașul nostru. Înainte de a începe emisiunea și de a vă prezenta invitatul, vreau să vă spun că și dumneavoastră puteți intra în direct cu noi și este foarte simplu. Dacă aveți un telefon, un laptop sau o tabletă, puteți posta comentarii la emisiune pe pagina Orașul Timișoara, iar eu le voi citi, comentariile dumneavoastră și întrebările pe care le aveți pentru invitați, le voi citi în direct. Ei bine, începem emisiunea, în această primă parte a ei, pentru că vom avea două părți diferite. În această primă parte vom vorbi despre handbal. Handbal masculin, și îl am lângă mine pe managerul sportiv al lui SCM Politehnica Timișoara, domnul Dan Dumitru. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Este prima dată. Domnul Dumitru, aș vrea să începem cu meciul de aseară, pentru că am avut un meci, dacă ne uităm la rezultat, un meci strâns, un meci de luptă. Cum a fost văzut de acolo, de pe margine? În primul rând ne bucurăm că am luat cele 3 puncte care erau foarte importante pentru noi, mai ales că suntem aproape în campionat, nu în partea în care ne-am dorit, dar suntem aproape acolo în campionat și au însemnat foarte mult aceste 3 puncte. Am legat 2 victorii, sper să continuăm așa. E o diferență mică între noi, care suntem pe locul 9, 14 puncte, și, eu știu, echipele care sunt acolo în prima parte a clasamentului, să spunem. Se poate recupera diferența asta? La cum îi știți pe băieți? Pentru că au fost evoluții oscilante în prima parte, până acum. Da, chiar acum am închis și vorbeam cu tine, nu, am aflat că Turda a pierdut la Făgăraș un gol, ceea ce, vă dați seama, sunt niște meciuri care nu cred că lumea crede asta. Sunt meciuri echilibrate, sunt meciuri care s-au terminat cu victorii neașteptate. Ne aducem aminte de Vaslui, care a câștigat la Constanța, de noi, care am pierdut la Vaslui. Deși sunt echipe foarte puternice, nu mai sunt echipele cele care au fost acum un an, 2-3, campionatul s-a echilibrat puțin și cred că a avut de suferit puțin startul acestui campionat. Mă refer și datorită acestor reglementări a Federației Române de Handbal, noilor reglementări, că nu poți juca decât dacă ai acest permis efectiv în mână, adică ca și card, nu când el este emis. Și aici au avut multe echipe au avut probleme. Și noi, dacă îți aduci aminte, n-am folosit pe Dragaș în Baia Mare, cu meciul cu Baia Mare, și am făcut egal, nu l-am folosit la Turda, deci și noi putem să spunem că am fost puțin... Bun, el așa a avut probleme medicale la un moment dat. Da, atunci nu. Trebuie să spunem. Da, dar atunci nu. Atunci nu, s-a accidentat, cred, la final de septembrie. Dacă nu mă înșel, la meciul cu Steaua. Cum e după... Nu, cu Steaua, cu... Mă rog, nu mai... Cum e după meciuri în care noi am pierdut în ultimele minute, iată, se întoarce roata și câștigăm în ultima secundă aseară? Îi felicit pe băieți pentru că au dat dovadă de caracter, de putere, de luptă. Într-adevăr, am început foarte rău în meciul, am ratat foarte mult, am greșit. Și îmi pare bine că în a doua repriză, când poate foarte puțin mai credeau, am reușit de la cele 3 goluri să remontăm și cu execuția de excepție a lui Dragaș din finalul meciului, cu 5 secunde să câștigăm, un gol superb. Și bineînțeles că ne-a bucurat, bineînțeles că ne dă încredere, dar trebuie să fim atenți că trebuie să schimbăm ceva și ne așteptăm că 3 meciuri, cel puțin acum în campionat, 3 meciuri pe care le știm, pentru că, cum bine știi, am tras la sorți Cupa României, vom juca la CSU Pitești, Liga a doua, iar după aceea mai urmează un tur de cupă, care nu știm, voi merge la tragerea la sorți, și avem obiectiv să Cupa României, ceea ce înseamnă să apărăm trofeul. Să apărăm trofeul și să mergem în primul rând la Final Four. Turul de campionat e aproape gata. Cum am descrie evoluția de până acum?
Pentru că au fost și meciuri în care am pierdut și nu ne așteptam să pierdem, cum e la Vaslui. Toată lumea spunea cum să mergi să pierzi la Vaslui. Ei, uite că s-a întâmplat. Da, a fost și o deplasare foarte lungă. Noi am plecat în data de 1 de aici, datorită faptului că am modificat etapa cu Vaslui dintre cele două meciuri din cupele HF. Și atunci am avut o deplasare foarte lungă plecând în data de 1 și întorcând înapoi pe 14, jucând cupa la Odorhei, Vaslui, Constanța și Buzău. Și ceea ce ne-a afectat, zic eu, pentru începutul ăsta de campionat a fost și aceste accidentări care le-am avut pentru final de septembrie și început de octombrie, unde am avut la un moment dat, înaintea cupei cu primului meci tur cu Olympiacos, dacă nu mă înșel, 6 accidentații. Și mă refer aici la jucători ca Sadoveac, Dragaș, a fost Fenici la un moment dat, Antonio Pribanici, Păiuș. Și Roșii, care încă sper eu că poate nu la meciul cu Reșița, dar poate că la cupă să revină printre noi. Să le spunem celor care ne privesc, e vorba de Cristi Tăciuc. La Cristi Tăciuc. Da. Și acum avem acest ghinion cu Marius Sadovea, care pe o repliere la Bacău a vrut să intercepteze o minge și a făcut o ruptură la inghinean de 7 cm, sperăm să-l avem cât mai repede, dar nu mai repede de 2 săptămâni. Știu că la acel moment, înainte de meciul cu Olympiacos, meciul retur de la Atena, vom vorbi și despre ăla, m-am întâlnit cu Antonio Pribani și l-am întrebat, tu poți să joci? Și nici el nu știa. Da, și el și Marius au jucat nerefăcuți. Da. Acum la rece, după disputarea etapelor ăstora, care ar fi obiectivul realist al lui Poli pentru sezonul ăsta și în primul rând în campionat? Pentru că în cupă ați spus, vrem să păstrăm trofeul sau să ajungem la Final Four. Realist e și obiectiv. Mai avem 3 meciuri anul ăsta pe care trebuie neapărat să le câștigăm dacă ne dorim să stăm și să ne batem mai sus. Este greu acum să vorbesc de obiectivul nostru care ne-am propus, obținerea unei medalii sau jucarea unei finale mici măcar. Totul se poate întâmpla, pentru că aceste 3 victorii, dacă noi reușim să facem aceste 3 victorii până la final, acumulăm puncte. Practic, tot timpul, știi și tu, am mai vorbit nu odată, pe noi ne interesează următorul meci. Următorul meci este cel de la Reșița, care este un derby al Banatului. Nu trebuie să ne uităm ca la o nouă promovată, pentru că au făcut meciuri foarte bune și trebuie să ne ducem acolo bine pregătiți și încrezători și să luăm cele 3 puncte. Asta este primul obiectiv. Pe parcurs o să vedem și în funcție de celelalte rezultate. Eu cred că dacă ajungem să ne clasăm undeva pe locurile 5, să prindem locul 5, avem șanse să avem șanse la îndeplinirea obiectivului care am propus. Adică la o medalie în campionat. Da. Trebuie totuși să o luăm pas cu pas. Nu ne uităm acum la sezonul actual competițional, da. Ne uităm la tot anul ăsta calendaristic și vine ora bilanțului, să spunem așa. E Poli mulțumit, adică avem un trofeu Cupa României, avem participare în cupele europene cu Olympiacos. Ce ne-a lipsit la Atena, să mergem noi mai departe în grupă? Eu spun că în primul rând ne-a lipsit norocul, pentru că am avut aceste accidente. Asta ar fi una. Doi, probabil și niște, cum să zic eu, nereușite repriza a doua, totuși am avut 2 goluri la pauză. De ce să nu spun că nu vreau să... Și un pic de acolo chiar a fost vorba de un pic de arbitraj, dar una peste alta, cred că acest ghinion care l-am avut, Marius a jucat 75% refăcut, nu a fost refăcut, Pribanici a jucat la fel, iar și-au lipsit în continuare Dragaș, mă rog, Păiuș. Și a apărut și acea, cum să-i spunem, acea idee că Pero Milošević ar putea pleca chiar la... Da, asta am discutat chiar și acolo la Olympiacos. Poate că au fost și niște șicane, m-au jucat-o și ei. Mă rog, nu cred. Vom vedea, nu cred. Eu am avut o discuție înainte de exact imediat după. Acea poză a fost făcută la o masă festivă dată de noi la Timișoara, făcută cu telefonul președintelui. Deci nu, au fost niște interpretări. El a trimis-o unui prieten foarte bun, acela probabil a arătat-o, a postat-o și... Dar nu el a... Și iar niște au făcut asta, l-a stocurit acest... Nu cred că, pentru ce a făcut Peru atâția ani aici, nu cred că el ar fi făcut așa ceva. Dar...
Dacă ne gândim la sezonul trecut, încheiem cu trofeu. Anul ăsta plecăm atât de slab cu acele două egaluri în primele 5-6 etape, pentru că așa am plecat în campionatul ăsta. Situația, eu știu, nu ne putem opri să ne gândim și la partea aia financiară. Pentru că sunt probleme, trebuie să o recunoașteți și dumneavoastră. Încă mai sunt. O recunosc, eu știu și n-am ascuns-o niciodată. Da, la ei sunt, să zic că pot să vorbesc și despre asta. Eu nu cred, în schimb, că jucătorii, în momentul în care intră pe teren, se gândesc neapărat la bani. Ci doar situația asta de incertitudine, care, da, într-adevăr, apare și e normal să apară atâta timp cât te gândești, păi, în 15, mi-intră tot, mi-intră, nu-mi intră, îmi vine, nu-mi vine salariul, iar... Da, este o problemă cu partea financiară, dar toți jucătorii de la noi au dat dovadă până acum de caracter și au avut încredere în club. Și acesta este un lucru adevărat, că de foarte mult timp, nu mai vreau să spun numărul lunilor, nu au fost la zi și asta dă un pic de incertitudine. Dar țin să spun și acum, cu toate greutățile care a trecut handbalul, și aici când mă refer la handbal, mă refer la Politehnica, când a jucat și la CSU, cu același CH, cu SCM-ul, nici un jucător care a plecat de la Timișoara, clubul nu a rămas dator, la niciunul. Și noi ne-am achitat toate obligațiile. Ceea ce trebuie să se înțeleagă e că ei până la urmă își vor primi banii, ei sunt încrezători, problema e că aceste puncte nu le mai putem lua înapoi și de aceea nu pot să pun aceste probleme neapărat pe situația financiară. Nu spun că nu este o problemă. E clar că fiecare își dorește să fie totul la zi. Dar să ne uităm până la urmă și în țară și în viața de zi. În momentul ăsta despre ce restanțe ar fi? În momentul ăsta, eu sper că acum s-au mai... Deci, practic, au avut jumate de august plătit, acum au mai primit o parte, eu sper ca săptămâna asta să se închidă augustul. Deci e vorba de septembrie-octombrie, care trebuia plătit în 15 noiembrie și acea diferență de 20-25% din august. Deci, practic, să zicem așa, două luni și... Mă rog, vor rămâne probabil în două luni, sper ca săptămâna asta să închidă ceva. Bun, băieții și-au făcut oricum până acum treaba... Am văzut, în meciuri n-am văzut niciun moment de lăsare. Cât am văzut eu în sezonul ăsta? Nu, este o frustrare pentru că nu suntem și nu ne iasă jocul așa cum ne-am dorit. Este o frustrare pentru că nu mai, uitați, cedăm, nu mai suntem atât de puternici acasă, mă refer aici la apărare. Am început să ne temem, cred eu, și atunci trebuie să ne încet să recâștigăm ceea ce am avut odată. Sunt convins că această echipă poate, doar că nu, din păcate, nu ne mai permitem pas greșiți, iar presiunea este mare, într-adevăr, pentru că toată lumea își dorește, directorul își dorește, președintele își dorește, sponsorii își doresc și sunt îndreptățiți să facă asta pentru că este o echipă din punctul meu de valoare. Vorbeați mai devreme de meciul de la Pireu și a spus că ne-a ciupit și arbitrajul un pic acolo. V-am văzut în multe meciuri și pe dumneavoastră și pe domnul Milosevic protestând la arbitri, chiar ați primit cartonașe galbene, dacă nu mă înșel, și dumneavoastră și domnul Milosevic. Până acum, cum caracterizăm arbitrajul din ligă? Din punctul meu de vedere, noi nu putem spune că am avut probleme de arbitraj. Eu nu s-au fost greșeli, că n-am avut unele meciuri sau... Niciodată, trebuie întâi să ne uităm în grădina noastră, cum se spune, este o vorbă mai din bătrâni, și atunci ar trebui să ne uităm la noi. Eu cred că nu putem să ne legăm neapărat de arbitraj. Acum, fiecare poate să fie subiectiv. Și acum aș vrea să discutăm puțin și de, cum să spun, echipa a doua, de tinerii care vin din spate și de grupa domnului Horvat, când îi vedem pe ăștia micii, pentru că sunt campion național în exercițiu, când îi vedem la prima echipă? Da, aici, pentru că sunt prima dată la dumneavoastră, aș vrea să încep așa de la început, adică această academie, Academia de Handbal Timișoara, care a fost înființată de părinții acestor copii pe care noi am preluat acum 2 ani de zile. De, așa, și unde președinte este domnul Sorin Șipoș, acum ei împlinesc 5 ani. Deci vă dați seama că noi de 2 ani, practic noi colaborăm de vreo 3 ani, dar de 2 ani am luat acești copii la noi.
Am reușit să, după primul an, să fim campioni, adică ei să fie campioni, că copiii sunt în primul rând campioni și pentru asta îi felicit încă o dată. Acum suntem într-o selecție pentru formarea unor grupe. Ne dorim foarte mult să înscriem și junior 2 și junior 3 la anul, adică să avem o piramidă bună, spre foarte bună. Și spre încântarea noastră am format și niște grupe de mini handball, baby handball. Pot să spun că împreună cu Academia și SCM-ul avem peste 100 și ceva de copii. Acum avem echipa de mini handball care participă la festivalul de mini handball împreună cu antrenorul Ciurlei Durnea și coordonatorul de la juniori Horvatului, care va pleca mâine. Acolo sunt 26 de echipe, avem 12 copii. Mini handball și vom organiza, cred că în 21 vom face un turneu internațional de baby handball, un lucru mai puțin văzut la Timișoara, un lucru care va fi internațional, în care ne bucurăm de acceptul echipei Pic Seghet, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, care vor veni și ei cu două echipe de baby handball, Moșnița, Dumbrovița, cei de lângă noi, și sper să adunăm acolo în jur de 140 de copii. După care, la final de decembrie, cred că 26 și 29, dacă nu mă șel, vom participa la tradiționalul turneu de la Beograd, unde am fost an de an, cu echipa de junior 2. Adică nu prea au vacanță în momentul ăsta. Da. Cu toate așa, pe lângă asta am reușit împreună cu domnul Dobo și domnul rector Cerban, domnul Chiș, domnul Vasile Șteț, fostul director al nostru, domnul Radu Țoancă, cu SCM-ul, să înființăm cele două grupe de... La momentul actual, cele două grupe de al Centrului Național Olimpic de pregătire a juniorilor, unde din generația 2002-2003 majoritatea noi am reușit să-i cumpărăm de la cluburile lor să fie jucători ai SCM-ului, iar din 2000, la 2004-2005, unde este antrenor Nae Alexandru, care este și la noi, împreună cu doamna Cornelia Disici, sunt jucători de la LPS Banatul și din împrejurii. Ceea ce e bine e că această echipă de 2002-2003 joacă pe cheltuiala Federației și a Centrului Olimpic în Campionatul Național de de Divizia A, unde chiar am și reușit să facem o victorie. În seria a patra, dacă nu mă înșel. Da. În seria a patra, da. Da. Bun. Reușit astăzi, săptămâna trecută, acum, duminică, am câștigat cu Târgu Jiu. Din câte vedem, ar fi așa o pepinieră de unde Poli să aleagă pe viitor handbaliști. Da, trebuie avut răbdare. Această academie care a venit lângă SCM este foarte, foarte benefică. Sunt oameni foarte doritori. Cu mare plăcere țin să mulțumesc și celui domnului Doboși și domnului Bursășteanu, care vor intra și ei în această academie. Este o academie care își propune să ajute efectiv handbalul, în principal cel de junior, dar și cel de senior, unde sponsorii, și invităm pe această cale pe toți oamenii care își doresc să facă așa ceva și să ajute handball-ul să vină cu încredere, acești bani se duc acolo și vor fi gestionați de oameni care iubesc handball-ul, de nu se va întâmpla ceva cu ei. Țin să mai spun că atunci când vom face acel turneu internațional, avem și un proiect. Acum am primit de la domnul Sorin Șipoș, care e și manager la juniori. Vom face și un mic parteneriat pentru copiii cu sindrom Down, copiii campioni pot fi și ei. Un proiect frumos. Da, da, sperăm să putem aduce cât mai multă lume la sală și să ajutăm cât mai mult acești copii. Și uite cum se adeverește. În felul lor sunt niște campioni. Se adeverește încet, încet o declarație pe care o făceați în vară, înainte de începutul campionatului, și spuneați că pe viitor v-ați dori ca la Poli să fie 80-90% jucători locali. Să știți că noi avem jucători locali. Deci noi avem, și acum dacă să avem 7-8 jucători care sunt din Timișoara. 7-8, mă rog. Cei tineri. Cei tineri. Bun, lăsându-l pe Fenici, care are experiența. Tot din Timișoara. Da. Și Marius e tot din Timișoara, și Păiușe din Timișoara, și Roșche din Timișoara, și Trife din Timișoara, și Neamțu din Timișoara. Deci, dacă și el... deci sunt. Avem doi jucători care am împrumutat. Avem jucătorul de la Reșița, care tot bănățean, să spun așa, e împrumutat la Reșița pe bote. Îl avem pe Vâlceanu și pe Furac împrumutați la... Ei sunt împrumutați ca asta? Nu sunt împrumutați. Noi le-am dat voie prin contract să meargă. Dar ei din an în an își renegociază contractele. Dacă intră în vedere la antrenorul care îl avem, automat sunt convins că își doresc să vină înapoi.
Dacă tot vorbim de copii, de juniori, având în vedere toată academia asta, toate eforturile care se fac, veți privi și către Giroc, către Sân Nicolae Mare, unde Sân Nicolae este un centru important pentru handbal în Timiș. Da, suntem într-o colaborare cu ei, vrem să facem, avem închiriată pe Academie sala Banu, sper să fie închiriată de la 1 ianuarie pe SCM, să ajutăm Academia, adică să fie închiriată și plătită de noi. Vrem să organizăm în fiecare sâmbătă sau măcar la două sâmbete un campionat de mini handball unde și baby handball, unde să nu se fie neapărat vorba de trofee și doar să vină copiii să joace, să ca un festival. Da, ne dorim, colaborăm foarte mult cu Dominicii din Moșnița, colaborăm cu cei din Giroc, cu cei din Sân Nicolae Mare, deci nu colaborăm cu echipa de CSU, care este a Clubului Sportiv Universitatea Politehnică Timișoara, care este în Liga a doua, unde și acolo avem copii, și acolo colaborăm. Deci ne dorim, dacă până acum toată lumea spunea că nu ne interesează doar Liga Națională. Acum vreo 2-3 ani lumea așa spunea, Dane, nu faci. Eu am spus atunci că, din păcate, în ultimii ani nu am avut o echipă care să aibă modele. Faptul că am adus o medalie după atâția ani de zile, faptul că am jucat o finală și faptul că am adus încă o cupă după 30 ceva de ani, copiii au venit la handbal, așa se vede. Ei, acum prioritățile noastre se schimbă puțin și spunem, da, dom'le, trebuie să avem grijă de acest copii. Și cred că avem datoria să facem asta. Avem datoria ca măcar o parte din, eu știu, un 10% din bugetul care îl avem, 8%, 7%, depinde cât putem și împreună cu sponsorii să susținem acești copii. Și într-adevăr, de ce nu, poate nu 80%, cum ai zis tu, de ce nu peste 5 ani să fie 100% timișoreni sau să avem 1, 2... Mă rog, să nu uităm că avem și pe jucătorii care vin de peste graniță din Serbia. Tot timpul am avut jucători buni care au venit de acolo și au ajutat Timișoara. Da, tot timpul am avut și să nu uităm că toți au avut. Acum, cum nu vreau să... Toți au avut, toți au luptat pentru Timișoara, au făcut istorie în Timișoara și chiar și copiii, chiar și băieții care sunt acum au făcut așa ceva și chiar cei care au fost și au plecat au făcut. Să nu uităm că prima medalie am luat-o cu alții care au fost și au plecat. Având în vedere Academia și tot ce se întâmplă, există planuri pe viitor și pentru o echipă de fete? Pentru că, bun, avem Universitatea în Timișoara, e în Liga Secundă, joacă acolo, am avut CS Timișoara, care acum câțiva ani a fost aproape de promovare. Am avut chiar în urmă cu 2 ani de zile o echipă care a fost aproape de promovare. Din da, s-a încercat un proiect din acesta. Până la urmă s-a demonstrat că nu sunt bani. Asta este pur adevăr. Eu cred că trebuie să punem, adică să împământenim, să punem bază la ce am făcut, să clădim ceva serios, tare, durabil și atunci ne putem gândi și la altceva. Cred că mai avem până când să facem treaba asta. Ne dorim, sperăm ca sponsorii să vină lângă noi, ne dorim foarte mult. Din păcate, vreau să spun că am câștigat cupa după atâția ani de zile și nu pot să spun că au luat sponsori pe lângă noi. Nu înțelegem de ce, pentru că noi am fost deschiși. Totuși avem un rating foarte bun. Suntem televizați, cred că, cel puțin o dată la două etape. Am participat în ultimele două ediții la Final Four Cupei României, deci tot timpul în play-off. Și Supercupa, să nu uităm Supercupa. Supercupa care am fost aproape și acolo. Da, și acolo tot cu accidentare am fost. Dar da. Sperăm să fie ok. Și nu cred că eu aș putea să spun dacă Timișoara poate. Da, într-adevăr, Timișoara la nivel de fete, de ce să nu spunem, este una din cele mai titrate echipe din țară. Adică încă, cred, încă. Pentru și că nu cred că cineva există... o să mai ia atâtea trofee ca în Vâlcea. Bun, da, și Vâlcea e greu de ajuns. Păi tocmai, și Timișoara e cam acolo dacă luăm toate trofeele. Deci, acum, ei, istoricii spun că e cam acolo, 12 cu 13, 11 cu 12, mă rog. Dar e o echipă și cred că, da, de ce nu? Vreau să ne întoarcem puțin la prima echipă. Da. De ce? Pentru că vin acele meciuri despre care am vorbit. Vine derbiul cu Reșița și Reșița are antrenor nou pe Boian Butulia, din câte știu. Da. Ne amintim meciurile cu ei de acum 10 ani când el era jucător. Cum credeți că o să schimbe Boian într-un meci
Poli Reșița fața echipei. Pentru că la derbiul nu mai contează că noi suntem pe locul 4 și ei sunt pe locul pe care se află în momentul ăsta. În momentul ăsta vreau să spun că Bojan a schimbat deja fața. Au avut niște meciuri foarte bune. Și în momentul în care intri în acea sală de la Reșița, unde spectatorii sunt senzaționali și o atmosferă la care dacă nu ești pregătit greu faci față cu un public extraordinar, nu cred că acolo vom mai juca locurile din clasament sau ce s-a întâmplat în sezonul trecut sau cu 2-3 sezoane. Eu cred că își vor dori clar să-și ia punctele și va fi un meci dârz, va trebui să fim atenți, va trebui să fim atenți cum începe meciul și până la urmă și cum se termină, după cum am văzut. Și etapa trecută. Bun, să le spunem celor care ne privesc, deci avem în 28 noiembrie este meciul la ora cu Reșița, de la ora 18. La 18. După care vine acel meci cu Bacău la casă. Înainte, deci după acel meci, da, vine meciul cu Bacău. Vine Bacău, după care avem deplasarea de la Pitești, de la Ploiești în cupă. De la Pitești. Pitești? Da, Piteștiu. Piteștiu, da. Că ei... Piteștiu și eu vom juca la două zile pentru a putea să venim repede înapoi duminică să jucăm cu Steaua în joia aceea. Să acela zi. Fiind și ultimul meci de campionat de anul ăsta. Da, după care urmează 9, cred că va fi trage la sorți și va fi încă un meci în 15 de intrare. Echipele care vor câștiga atunci vor intra în Final Four-ul cu Peronii. Deci, și sper că dacă vom ajunge acolo să aducem acest Final Four acasă. Un Final Four la Timișoara? Dacă vom fi acolo, cu siguranță. Înainte de a încheia, pentru că mai avem câteva minute și terminăm prima parte a emisiunii, în finalul ăsta de an avem și campionatul mondial de handbal feminin. Ca om de handbal vă întreb de data asta. Cum vedeți evoluția României acolo? Ce putem scoate acolo? În primul rând îmi doresc să treacă peste problemele care sunt acum, să depășească acest moment Corona Brașov. Îmi doresc foarte mult asta. Sunt fete care au potențial, au un antrenor foarte bun. Eu cred că putem să ne, și în aceste condiții, cu un pic de șanse să ne îndeplinim obiectivele. Le urez mult succes pe această cale. Suntem alături de ele, cred că toată țara e alături de ele. Sunt singuri, unul dintre puținele sporturi în care mai sperăm la calificări, la olimpiade și medalii. Și atunci cred că toată țara este alături de ele. Încă o dată le doresc multă, multă putere să treacă peste acest necaz și să ducă România acolo unde este locul și să ne calificăm la olimpiadă. Asta este principalul obiectiv. Într-o zi poate și cu băieți. Să dea Dumnezeu. Pas cu pas. Domnul Dumitru, mulțumim pentru prezența în emisiunea în această seară. Vă așteptăm cu vești bune legate de Final Four-ul ăsta. Da, vă mulțumesc mult. Să ajungem acasă și să dea Dumnezeu. Multă baftă băieților în meciurile rămase. Vă mulțumesc mult, mult, mult. Stimați telespectatori, revenim în câteva momente aici cu partea a doua a emisiunii. Dacă am vorbit despre handbal, vom vorbi în partea a doua despre basket. Revenim în scurt timp.
Am revenit, stimați telespectatori, în studiourile Sud-Vest TV. Vă spuneam, în partea a doua emisiunii vorbim despre basket. Îl am lângă mine pe domnul Dragan Petricevici, antrenorul BCSCM Timișoara. Îmi tot vine să spun Elba Timișoara. Bună seara, domnul Petricevici. Domnul Petricevici, am avut un început de sezon cu oscilații, evoluții bune, evoluții mai puțin bune. Cum ați caracteriza până acum sezonul ăsta pentru echipă? Exact cum am spus noastră, cu oscilații. nimic de spus prea mult. Avem 6 etape, 2 victorii, 4 înfrângeri. Nu dau scor real, era 3 victorii, 3 înfrângeri, deci nu suntem foarte departe de ce ne-am propus. Chiar e vorba de un meci pierdut mai mult decât am așteptat. Căutam unde să recuperăm această înfrângere. Din păcate, este foarte greu, deoarece divizia, în comparație cu celelalte sporturi, este o divizie alcătuită de 8 echipe. Are o denumire de divizia la nivel de 16 echipe, dar primele 8 echipe sunt grupă valorică. Și toate cele 14 meciuri sunt, de fapt, 14 finale, deoarece sistemul este un pic dificil. Nu sunt singurul care vorbește despre asta, sunt foarte mulți antrenori, chiar și antrenorul de la echipa de la Oradea, colegul meu Cristian Achim, a vorbit după meciul nostru cu Oradea de sâmbătă trecută, că practic dacă faci unul sau poate chiar doi pași greșiți în timpul unui sezon, lucru care e și normal, se întâmplă, efectiv foarte, foarte greu să mai prinzi undeva o legătură cu grupa 1-6, și practic ești condamnat să joci după aceea în grupa 7-12, din care doar două echipe se întorc înapoi în play-off și asigură participarea în prima grupă valorică și în sezonul următor. Din etapele care au trecut până acum, care ar fi cea mai bună și cea mai slabă prestație? Bănuiesc că cea mai slabă, mă gândesc și eu la meciul cu Dinamo. Eu nu mă așteptam să fie pe ăla. Bănuiesc că despre acea înfrângere vorbea și dumneavoastră, că nu o luați în calcul. Nu, stați. Trebuie să vorbim lucrurile mai exact așa cum sunt. Victorii într-un meci, nu știu cum înțelegeți dumneavoastră a spus că nu v-ați așteptat. Nu știu, poate v-ați așteptat să vă duceți la meci și să comandați ca și dintr-un meniu victorii, știți. Sala de sport nu este sala de mese. Și nu aveți la dispoziție un meniu din care să comandați un produs. Această victorie, cum dorim, noi doresc și adversari. Și noi vorbim despre două echipe aproape egale, din mai multe puncte de vedere aproape egale sau egale chiar, și această infrângere poate să fie numită o sincopă, dar nici de cum nu putem să spunem că este cea mare surpriză al campionatului de până acum. Așa că, ca atare, trebuie să și înțelegem. Există foarte multe aspecte care, din păcate, ziua de azi nu sunt luate în ecuație. Foarte multe aspecte. Dacă analizați un pic mai bine, noi până la meciul cu Dinamo am jucat 3 etape la rând doar în ziua de luni, de exemplu. Știți ce înseamnă când joci doar în ziua de luni? Înseamnă că întreg weekend în care un sportiv intră într-o zonă de confort oarecum. Noi îl ținem într-o concentrare și conectat la pregătirea meciului, un weekend, al doilea, al treilea, știți? Deci sunt foarte, foarte multe aspecte care trebuie luate în calcul și noi efectiv la meciul respectiv ne-am prezentat ca o echipă care s-a văzut favorită, lucru foarte greșit, exact cum a spus dumneavoastră, n-ați văzut favoriții, nu? Da, exact, da, așa cum, exact așa cum n-ați văzut și dumneavoastră, exact așa n-a văzut absolut tot și probabil că și acei jucători se întâlnesc cu foarte mulți oameni care le spun luăm cu Dinamo ușor, nu o să fie problemă. Am încercat să le explic, dar
Sunt aspecte și aspecte, unele aspecte despre care nu vreau să vorbesc, nu vreau să dezvolt prea mult subiectul, care a influențat echipa la acest meci. Așa că, din păcate, când meciul s-a terminat, cu toți am înțeles că s-a produs ceea ce nu trebuia să se producă, dar cautam undeva unde să reparăm această greșeală și unde să recuperăm această infringere. Cea mai bună evoluție de până acum care ar fi? Nu știu, e foarte, foarte greu de spus. Noi jucăm cu foarte multe oscilații, dar dacă analizăm toate echipe din grupa 1-8, sunt poate două echipe care și-a găsit o formă mai repede decât celelalte echipe. Clujul și Oradea. Nici Clujul, de exemplu, nu a jucat excepțional de la primele etape. Nici Oradea, dacă vă gândiți, de exemplu, Oradea a pierdut prima etapă în deplasare cu Steaua, nici de cum, că Steaua ar fi o echipă de o valoare inferioară, dar totuși Oradea era favorită, nu? Aceste echipe, totuși datorită valorii pe care au găsit forma sportivă și a continuat să joace foarte bine. Toate celelalte echipe de la locurile 3 până la locul 8, cred că niciuna nu a avut o evoluție excepțională meci de meci. Cred că toate echipele au avut destul de multe oscilații, doar că unele a reușit, jucând poate și slab, să învingă în anumite meciuri. Vezi cazul Craiovei, care două meciuri acasă practic a învins pe ultimele atacuri, iar noi, din păcate, am avut oscilații care ne-a costat și spun încă în acest meci. Două evoluții foarte bune, dar incomplet, ca și timpul, ca și cele 40 de minute, a fost cu două cele mai bune echipe, cu Clujul și cu Oradea, chiar evoluții foarte bune, mult mai bune, de exemplu, decât unele echipe din zona noastră de clasament, dar încă o dată spun, insuficient de bune încât să învingem pe aceste două echipe. Păi, da, mă uitam peste scorurile de până acum din meciurile noastre și cu Clujul și cu Oradea și cu celelalte. Nu sunt diferențe mari de scor. Am stat acolo lângă ei, am fost aproape tot timpul. Da, am fost aproape tot timpul, dar nu avem suficientă valoare ca să învingem pe Cluj. La Cluj, de exemplu, sau de exemplu să învingem pe Oradea acasă, într-o perioadă în care Oradea are 6 meciuri fără înfrângere și iată, abia ieri în Cupele Europene a pierdut primul meci după o serie de 6 victorii. La ce să ne așteptăm de la echipă în restul sezonului? Cred că la evoluții care o să semene și dacă o să avem stabilitate din absolut toate punctele de vedere care înseamnă viața unei echipe sportive, nu mă refer doar la antrenament, atunci putem să ne așteptăm poate la niște evoluții mai constante. Încheiem turul primei părți a sezonului în exact acest final de săptămână la Sibiu. Păi mine, da. Cum caracterizați echipa din Sibiu? Îl avem acolo, din câte știu, Luca Stohătan, care a jucat la Timișoara în trecut. Cum caracterizați echipa asta? I-am văzut la Timișoara la turneul amical. O caracterizez ca și echipa care în sezonul trecut a jucat două finale. Sau, mai bine spus, trei finale. Cupa României, Campionatul României și Supercupa României. Deci este o echipă totuși cu o greutate și aici nu vorbim doar despre jucătorii care sunt pe teren, ci la absolut toate aspecte care sunt legate de această echipă. De numărul suporterilor, de atmosfera și de emulație creată în jurul echipei, de stabilitate din punctul de vedere financiar și mai departe. Bun, până la finalul anului, mă uit, mai avem 5 meciuri de jucat, din câte am numărat eu. Să încheiem cu acel meci cu Dinamo acasă, o ocazie a revanșei, să spunem, și se revine pe teren în 4 ianuarie.
E pauza asta, cum să spun, în trecut, în anii trecuți am avut meciuri care s-au jucat chiar și în 27 decembrie, din câte mi-amintesc eu. Dar și anul ăsta jucam în 28 decembrie, nu v-ați uitat peste calendar atent. Se joacă Cupa României în 28 decembrie. În Cupa nu am luat-o în considerare, am luat în considerare doar campionatul. Trebuie să luați în considerare, pentru că în Cupa României e tot un meci extrem de important și un meci care înseamnă calificare în faza a doua, adică manșa tur. Dar nu poate să nu fie luate în ecuație sau să fie cu băgare în seama acest meci, deoarece cu siguranță acolo vor fi 4 meciuri dintre probabil cele mai bune 8 echipe din campionat. Pauza asta cum vine pentru jucători în perioada sărbătorilor? Nu există pauză. Meciurile astea, cum vin pentru jucători? Vă întreb ca antrenor. Sunt obișnuiți, lucru absolut normal. Noi nu avem un orar. Noi nu avem un orar de muncă. Munca noastră nu este munca de fabrică, nu este munca de cum să spun eu, de o unitate în care te duci și te prezinți dimineața la ora fixă, faci condica de prezență și socotești prin catare orele care ai petrecut la muncă. Munca noastră înseamnă și întorcerea acasă noaptea, sâmbătă spre duminică sau duminică spre luni sau, mă rog, în orice caz, weekend de vineri până luni acum. Da. Se joacă toate etape și întorceri lungi, care uneori durează 7, 8, 9 ore, depinde și de unde te întorci. Munca noastră înseamnă fără un calendar stabilit. Nimeni dintre noi nu poate să planifice nici măcar un weekend. Mai mult de atâta, nici etapa, practic, nu știm când o să jucăm, deoarece totul depinde de transmisiunea meciului. Nu noi suntem cei care nici măcar meci acasă nu hotărâm când jucăm. Așa că în funcție de cum stabilește televiziunea. Exact, cum stabilește televiziunea, care este și partenerul oficial al Federației Române de Basket, ziua și ora stabilește televiziunea respectivă și noi practic nu putem să programăm nimic de, nu știu, ca și un om care lucrează de luni până vineri și vine acasă și se așează la televizor cu soția și atunci spun ce facem după 3 săptămâni, nu dăm o fugă până la Belgrad, de exemplu. Da. Noi nu putem să planificăm nimic, ca atare nu putem să planificăm nici măcar sărbători, dar suntem obișnuiți cu acest lucru, nu este pentru prima dată. Nu odată am noapte de înviere, de exemplu, de Paște, am petrecut în autocar. Sistemul ăsta de joc, mai întâi jucăm o serie de 8, după care se face o grupă de 6. Cum e? Din punct de vedere al meciurilor jucate, da, sunt mai multe meciuri tari între echipe puternice. Dar din alte puncte de vedere, cum ar fi? E bun, nu-i bun? Se poate îmbunătăți pe viitor? Din punctul meu de vedere nu este bun. Poate în anii trecuți a fost o necesitate, deoarece an de an am fost martori că înainte de începerea campionatului mereu se retragea câte o echipă și mereu vorbeam despre 10 sau 12 echipe din divizia și ne trezeam cu una mai puțin chiar înainte de începerea campionatului. Probabil a fost o necesitate, dar dacă ne gândim că acum în grupa valorică 9-16 deja există 4 echipe din care 2 cu bugete foarte serioase, din care una, voluntarul, cu un buget care sigur este în primele 4 bugete în țară în acest moment, eu cred că deja se îndeplini condițiile pentru a juca o grupă valorică, părerea mea, de 12 echipe. Și atunci putem să vorbim despre un campionat cu mai multe etape și un campionat în care nu toate etape sunt o ghilotină, practic. Nu toate etape sunt amenințarea la sănătatea antrenorilor și jucătorilor sau invers jucătorilor și antrenorilor și suporterilor, deoarece, repet, ce am spus de la începutul emisiunii, fiecare meci este o finală. Și dacă ai făcut un pas greșit undeva, s-ar putea să alergi întreg tur-retur, care înseamnă foarte puține meciuri per total și să nu reușești să recuperezi. Totuși, cu un număr mai mare de meciuri și forma sportivă poate fi planificată cu totul altfel, iar se joci în primele 6, după aceea se joci echipele puternice. Ok, e regulă, dar sună oarecum ca și cum ar fi așa
o masă a bogaților și ceilalți, știți. Eu cred că și în grupul celor ceilalți există suficient de multe echipe care muncesc la fel de bine ca și vedeți și după rezultate, de exemplu, sau meciurile noastre cu Clujul sau cu Oradea, care cu siguranță vor fi acolo în grupa 1-6, totuși nu reiese că noi suntem atât de inferiori încât să nu facem parte, de exemplu, din această serie. Dar s-ar putea să întâmple orice și cu totul e o optică greșită când spunem că echipele din grupul 7-12 care se formează ulterior, nu? Sunt echipe care nu contează și practic care nu au nicio valoare, ca și cum nu muncesc absolut deloc, ca și cum nu merită practic să fiu plătiți, etc. Cu totul greșit. O serie de 12, cum spuneați, dar să se mențină și sistemul ăsta de play-off. Acum, adică sistemul de play-off trebuie să existe. Cu siguranță trebuie să existe sistemul de play-off, există peste tot. Acum, despre sisteme, știți, eu sunt antrenor, nu e partea de munca mea și de meseria mea și de atribuțiile mele una peste alta să vorbesc despre sisteme de competiționale și mai departe. Există oameni de la Federația Română de Basket care gândesc aceste sisteme, dar eu ca un antrenor cu destul de mare vechime în basketul românesc și din ceea ce am discutat și cu ceilalți colegi, eu cred că foarte multă lume e de acord ca să îndeplini condițiile. Acum, dacă se va trece la un nou sistem sau va rămâne sistemul, vom vedea. Dar eu cred că deja s-au îndeplinit pentru că acum avem deja stabilitate la nivel de cel puțin 12 echipe. Rămânând puțin în sfera asta a schimbărilor făcute de-a lungul timpului în basketul românesc, sunt aproape 9 ani de când câștigați prima cupă la Timișoara, dacă nu mă înșel eu. Cum s-a schimbat în toți anii ăștia basketul la noi? Echipe, pentru că au apărut, au dispărut și Timba am avut la Timișoara. Au fost la Miercurea Ciuc, dacă ți-mi minte bine, Perla Harghite, Miercurea Ciuc se numea echipa. A apărut, a dispărut și asta. Cum s-a schimbat basketul în anii ăștia? A dispărut echipe cu respect față de Vespetrom, de toată lumea. Vespetrom a dispărut cu mult mai în trecut, dar aici vorbim despre faptul că a dispărut, de exemplu, un Târgu Mureș sau a dispărut un Media și aici vorbim despre echipe care la un moment dat aveau bugete de 1 milion de euro, de exemplu, știți? A dispărut centre cum este orașul Iași, cum este Brașov, adică orașele mari. A dispărut destul de multe, dar au apărut unele echipe. Nu putem să spunem că avem un basket mai slab decât acum. Ca și orice în viața și basketul a trecut la o fază mai spectaculoasă, viața e în general altfel, mai rapide, mai cerințele vieții sunt altfel. Așa e și în campionatul intern, dacă înainte antrenorii puteau să facă diferența foarte, foarte mare, acum deja diferențele în cele mai multe cazuri fac jucătorii, pentru că e vorba totuși de jucători. E foarte mare diferență dacă cineva e plătit de 3, de 4 ori mai mult, de exemplu, un jucător străin decât jucător străin pe care ai tu. Înainte era nu atât de mari diferențe cât sunt acum. Acum sunt foarte, foarte multe și exact cum se spune și în viața, banul contează foarte, foarte mult și nu contează doar la salarii, contează în absolut tot ce înseamnă viața unui club și a apărut o serie de echipe cum sunt, de fapt. Clujul, Oradea, sunt două echipe care s-au ridicat, dar pe baza unei munci și unei investiții de ani de zile și celelalte echipe se mențin. Sibiu a făcut niște progrese extraordinar de frumoase și progrese importante, iar toate celelalte echipe sunt undeva la un nivel de bugete ok, decente, majoritatea finanțați de banii publici, care este un lucru foarte bun, dar nu pot să finanțez foarte mare înaltă performanță cu banii publici, deoarece contribuabilii nu sunt obligați doar să dau banii pentru sport una peste alta, așa că cu siguranță aportul privat
este cel care face diferența. Cum e, de exemplu, la Cluj. La Cluj e totuși vorba de un aport unei societăți, nu unei bănci. Într-adevăr. Care face diferența la buget. A dispărut, în schimb, echipe și care au avut și banii privați din diferite motive. A dispărut Asesoft, dacă vorbim despre... Deci înainte să numeram toate celelalte echipe, trebuie să discutăm despre o echipă care a condus basketul românesc la nivelul de campionate și de titluri ani de zile. S-a schimbat și prin aducerea unui număr mare de jucători străini și s-a schimbat prin aducerea jucătorilor din ce în ce mai valoroși. Ați vorbit dumneavoastră despre un jucător străin care e de plătit de 4 ori mai mult decât unul, să zicem, unul de la, eu știu, Sibiu, să fie plătit de 4 ori mai bine decât unul de la Timișoara. Și normal se duce la Sibiu. Din câte știu, în sporturile americane, de obicei, există un anumit plafon de salarii în care echipele trebuie să se integreze. S-ar putea aplica așa ceva și la noi? Știți cum e? Cum se spune în România, vorbim vorbele, știți? Adică facem niște comparații care nu pot fi susținute, prin ceea ce, prin argumente care o să aducem noi. Acolo e vorba de o limitare de salarii în care cineva n-are voie să primească mai mult de 10 de milioane. Nu vorbim despre mii de euro, vorbim despre 10 de milioane. Nu putem să comparăm, nici nu trebuie să ne comparăm una peste alta. Eu consider că basketul românesc ca și campionatul este un, cu siguranță unul dintre primele 10-12 campionate din Europa. Nu aceeași lucru putem să spunem despre lotul național, dar și lotul național în această vară a avut niște evoluții foarte, foarte frumoase și foarte încurajătoare în ceea ce privește evoluția lotului național pe viitor. Și văd că și Naționala Feminină a avut două evoluții excepționale acum în perioada asta și sper că și asta inclusiv înseamnă... cea de la Timișoara de săptămâna trecută. Eu cred că cea din Cehia chiar a fost mult mai încurajătoare decât cea din Timișoara, deoarece meciul la Timișoara totuși am jucat cu echipă mult mai inferioară decât echipa noastră, dar în Cehia am jucat cu echipă mai superioară și am pierdut pe ultimele 2-3 secunde. Așa că basketul românesc, părerea mea, este într-o schimbare continuă și cred că va fi din ce în ce mai bine. Și dumneavoastră ați antrenat prin străinătate, de fiecare dată v-ați întors la Timișoara și toată lumea vorbește despre timișoreanu Dragan Petricevici. Ce vă atrage la Timișoara? De ce nu știu că pot să mă numesc așa... Pot să fiu etichetat sau să mă autoetichetez ca și un timișoran. Eu, înainte de toate, sunt un om născut și crescut în Bosnia, în orașul Sarajevo, și asta e orașul meu natal, asta e practic. Dar în Timișoara, în primul rând, m-am întors pentru familie, adică pentru soția, care este din Timișoara, și noi suntem de 11 ani împreună și asta este motivul principal pentru care am rămas tot timpul aici în legat de Timișoara. Pentru că, indiferent că și soția mea a fost în mai multe destinații cu mine plecată, Timișoara este orașul pe care noi am hotărât să fie orașul nostru în care vom trăi toată viața, indiferent de unde voi lucra eu. În meseria unui antrenor, aceste veniri și plecări, bine, știți ce se întâmplă? Bine că am unde să mă duc. Știți? Da. Pentru că ziua de azi, într-adevăr, există o criză, criză pe piața muncii în ceea ce privește și munca antrenorilor, nu doar... e destul de ușor să găsești loc de muncă ca și ospătar, dar ca și antrenor este mult, mult mai greu. Și... bine că de fiecare dată când se întâmplă ceva în țară pot să plec undeva, deci există câteva zone în care pot să ajung din nou ca antrenor, să lucrez, dar bineînțeles că mereu mă voi întorce în Timișoara, fie că mă întorc ca un simplu cetățean, fie că mă întorc ca și antrenor. La începutul sezonului vorbeam cu câțiva colegi și îmi spuneau, a venit Dragan Petricevici, deja ne putem gândi la trofee. Ne putem gândi la o cupă a României, măcar, pentru că ne amintim de acel triumf din 2015. S-a muncit mult și pentru ăla. Dar ați adus multă bucurie în oraș atunci. Da, dar
Eu zic că eu vă mulțumesc pentru că v-ați gândit așa și v-ați întâlnit și voi așa să discutați despre pe mine bucură faptul că revenirea mea la echipa a adus oarecare emulație, dar această emulație încă nu e susținută din punctul de vedere rezultatelor din partea noastră, dacă ar fi existat un rezultat în plus față de revenim la ce ne lipsește până acum, probabil și această emulație ar fi un pic mai mare. Nu Dragan Petricevici a câștigat Cupa României în 2010, nici în 2015. Dragan Petricevici a fost antrenorul echipei din Timișoara care a câștigat aceste două cupe. Are o aprentă, are un aport, dar nici de cum nu se pot lega cele două rezultate doar și doar de numele meu și nici de cum nu pot fi legate în cea mai mare măsură de numele meu. Nu știu dacă putem să aducem, trebuie să fim optimiști, de ce nu? Pe viitor s-ar putea, dar nu ne gândim. Noi trebuie întâi să trecem în faza următoare în Cupa României, după ce să ajungem la Final Four și până o să vedem. Că e vorba de cupă, că e vorba de campionat, eu zic că nu este imposibil. Și data trecută când am câștigat cupa și prima dată când am câștigat cupa și a doua oară, nu am fost echipa favorită. Să vedem. Timișoara a fost aproape să câștige cupa și în trecut și nu numai când am fost eu antrenor. Așa că se speram că și pe viitor există șanse. Mai avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii, prea scurt, dar trec repede timpul ăsta. Aș vrea să vă mai întreb un singur lucru. În această iarnă vom vedea schimbări în lotul Timișoarei? Adică e posibil să mai vină vreun jucător? Foarte posibil, s-ar putea, dar nu știu la ce echipă referiți. Dacă vă referiți la echipă de basket, ar fi cu totul și cu totul inoportun ca, stând de vorbă cu noastră la o misiune publică, se va afirm acest lucru și nu e doar o vorbă de un respect față de jucători. Eu în acest moment nu ved motivul unor schimbări. Nu sunt adeptul schimbărilor după 2, 3, 4, 5, 6 etape. Haide să tragem linie după mai mult timp și să vedem. Repet, există foarte, foarte mulți factori. Înainte să începem să vorbim despre schimbare, se trebuie să discutăm despre absolut toți factorii care pot influența evoluția unui jucător. Bun. Mulțumim pentru răspunsul, domnul Petricevici. Vă mai așteptăm și altă dată aici. Mulțumesc pentru invitație. Stimați telespectatori, noi ne luăm la revedere de la dumneavoastră până la o viitoare emisiune Interviurile Timișoarei. Vă urăm o săptămână cât mai reușită. La revedere!